Școala poate fi destul de grea și fără să mai fi nevoit să-ți faci griji dacă oamenii te plac sau nu. Ups! Uite ce ai făcut! Ți-ai vărsat toată băutura pe hainele mele! Ah, îmi pare rău! O să plec! Te gândești la ce mă gândesc și eu? Îmi fac tema acum ca să nu uit! 3, 2, 1 și acum! Oh, ce de apă! O să fie așa de udă! I-am făcut-o! Să se învețe minte! Of, și tema mea e distrusă! Urăsc să fiu nepopulară! Știință, ești cea mai tare! Chiar te iubesc! Ok, acum e momentul, poți să o faci! E timpul să fiu curajos și să-i spun lui Kate că o iubesc! Respira adânc! Ok, scuze, Kate! Bună, te pot ajuta cu ceva? Voiam să... ei bine, ți-am adus floarea asta! Mi-ai adus trandafirul ăsta mie? Serios? Ah, mersi! Cu plăcere! L-am văzut și m-am gândit la tine și la cum îți place botanica! Ce? Kate primește trandafirii când eu sunt chiar aici? Of, este... nici nu pot să... Stai, ce-i asta de pe panoul cu știri? Un serviciu de livrat flori? Ăsta ar putea fi răspunsul la problema mea! Cioc, cioc! Am flori pentru o fată norocoasă din clasa asta! Cineva de aici primește toți trandafirii ăștia drăguți! Florile astea sunt pentru Kate! Ah, eu sunt! Da, florile astea sunt pentru tine! Du-te să le iei! Poftim! Wow, mersi! Niciodată nu mi s-au mai trimis flori! Ce bine miros, așa parfumate! Mersi mult! Am rezolvat-o! Bacșiș, te rog! Stai! Bacșiș? Da, sunt curierul! Curier? Dar credeam că-mi dai florile astea! Nu pot să cred că i-aș imagina că tipul ăla îi dădea flori! Cred că am ceva bani pe undeva! Eh, nu sunt bani, dar poate merg? Poftim, domnule! Glumești? Ce-i asta? Mă plătești în nasturi? Îmi pare rău, nu am altceva! Bine, bucură-te de flori! Am trecut imediat de la fericire la tristețe! Nici măcar nu mai vreau florile astea! Ar fi trebuit să-ți vezi fața! Annie, vrei florile astea? Stai! Tu vrei să-mi dai mie florile tale? Of, acum mă simt prost pentru că am fost așa de rea cu tine! Scuze, Kate! Petrecerea asta o să fie grozavă! Oh, Annie, ce bine arăți! Oh, clar știi cum să te îmbraci pentru petrecere! Chiar și pantofii sunt stilați! Stai totuși, nu poți să intri direct! Petrecerea asta are un control al înălțimii! Nu vrem să primim copilași! Hai, doar verificăm că ești destul de înaltă! Oh, da, clar ești destul de înaltă! Intră, petrecerea te așteaptă! Hei, John, vorbim mai târziu! Oh, m-ai speriat de moarte! Wow, știi să te furișezi? Șosete inedite și Adidas? Hei, John, uită-te la ea! Bine, vino aici ca să-ți verific înălțimea! Nu ești nici măcar pe aproape! Scuze, trebuie să găsești o altă petrecere! Poți să faci o excepție pentru mine? Ah, m-ai provocat! Dacă am zis că nu poți intra, atunci nu poți intra! Pleacă de aici! Fie, o să plec! Poate că nici nu voiam să merg la petrecerea aia stupidă! Sunt sigură că e plin de mai mulți oameni răi ca el! Hei, stai! Cred că am o idee! Da, o să meargă! Îmi scot pantofii aici! Apoi îmi rulez șoseta! O scot din picior, dar continui să o rulez! Gata! Șoseta mea e compactă! Acum mi-o pun în călcâiul pantofului!
și apoi îmi încalți la loc pantofii. Gata! Șosetele din pantofi mă vor face mai înaltă! Salut! Vreau să intru la petrecere, te rog! Iar tu? Ți-am zis să pleci! Verifică-mă iar, te rog! O fie! Deși nu o să fie nicio diferență. Uite, vezi? Ai aceeași înălțime ca na... Oh, stai! Ești mai înaltă! Cum e posibil? Nu văd nimic dubios. Regulile sunt reguli. Poți intra. Da! Petrecere, vin! Cum te-a crescut așa rapid? Nu-ți bate capul. Ne vedem după ora de mate, Annie. Bună, Annie. E ok dacă stau aici? Oh, nu, ochelarii mei! Nu văd fără ei! Unde sunt? Trebuie să fie pe aici, pe undeva! Nu! Ochelarii mei! I-am auzit rosnind! Oh, nu, lentilele sunt sparte! Ce mă fac acum? Bieții mei ochelari! Aoleu, de ce plângi? Da, înțeleg. E cam nașpa. Uneori se mai întâmplă nasoale. Da, dar parcă nasoalele mereu mi se întâmplă mie. Hei, cred că am o idee. Kate, o să-ți rezolv problema. Mai întâi, avem nevoie de niște tacâmuri de plastic. Și, desigur, de un uscător dat pe cald. Folosește uscătorul ca să încălzești cuțitul de plastic. Pentru că e încins, cuțitul se îndoaie. Uite, îl pot îndoi aici și nu se rupe. Și după ce se răcește cuțitul, își menține forma. Acum avem nevoie de un pistol de lipit. Nu uita să faci asta și a doua oară. Acum doar lipim vârfurile. Uite așa. După ce se usucă lipiciul, o să fie o singură piesă. Uite, am făcut niște ochelari din cuțite de plastic. De fapt, părerea mea e că ăștia chiar sunt super drăguți. Poftim, Kate? Nu sunt de vedere, dar ce te costă să-i probezi? Wow, nu știu de ce, dar mă simt mai bine cu ăștia. Știi ce? Sunt prea drăguți pentru tine. Ascultă, Kate, e timpul să ne punem pe treabă. Mai întâi scăpăm de ținuta asta. Mai bine, rozul e clar culoarea ta. Wow, Annie! E uimitor! Mă simt altă persoană! E timpul să facem asta! Mereu am vrut să fac dansul ăsta cu fetele populare! Wow, Kate! Știi toate mișcările și sincronizarea! Pentru că am exersat acasă în fața oglinzii! Și poziția de final! Am reușit, Annie! Scuze! M-a luat puțin valul! Ciudat-o! Măcar am primit ochelarii ăștia mișto! Să mă asigur că machiajul e ok. Oh, Doamne! Aia e Kate? Zici că e un cadavru? N-am mai văzut nuanța aia de ten la o persoană vie. Bună dimineața, Annie! Mă bucur să te văd. Am zis bună dimineața, e ceva greșit? Glumești, Kate? Uită-te la tine! Dar pregătește-te, ai fost avertizată. Ai dreptate, pielea mea pare așa de palidă. Am fost mereu așa de palidă și n-am observat? Da, din păcate. Dar ai noroc! Te pot ajuta! O să vezi, o să te fac să arăți grozav! Am nevoie de instrumentele mele. O să am nevoie de uleiul ăsta de bebeluș și fardul ăsta. Și apoi de bețișorul ăsta. Mai întâi trebuie să răzuiesc niște fard cu bețișorul. E timpul pentru pasul următor. Uleiul de bebeluș își va face magia. Trebuie să scoatem capacul. Și acum avem nevoie iar de pudră. O să folosesc bețișorul ca să iau niște pudră și să o pun în ulei. Uite, pudra se dizolvă în ulei. Ok, e suficient. Pun la loc capacul. E timpul să agităm sticla. Uite, uleiul și-a schimbat culoarea. Drăguț! Kate, uite ce am! O soluție pentru criza ta. O să te ajute cu paloarea ta. Ești sigură că o să meargă? Crede-mă! Dă-te pe piele și o să arăți uimitor! Cred că pot încerca! O să încep cu puțin, nu prea mult! Ok, cred că următorul pas este să-l testez! Mă dau pe obraj! Și apoi și pe mână! Să nu uit că am două mâini! Wow! Nu pot să cred! Merge! Deja par mai puțin palidă!
zici că am o strălucire tinerească. Aveai dreptate, Annie, m-a ajutat mult. Ah, ce strălucești! Wow, pielea mea radiază! E timpul pentru niște educație. Oh, Doamne! Pare să fie un soare în clasa mea. Vrei să fii mai popular? Spune-ne în comentarii! Și nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la pagina de YouTube 123 Go School pentru și mai multe clipuri grozave ca acesta!